Cred foarte mult că tot ceea ce arunci în univers, ca emoție, ca trăire, ca sentiment, ca senzație, se întoarce către tine. Și știu sigur că corpul meu funcționează bine și este sănătos pentru că eu am o energie bună și pentru că fac din fiecare zi ca fiind încă o zi frumoasă pe care am trăit-o. Noi ne apropiem și devenim credincioși, din păcate, doar atunci când avem o problemă. Cred că a spune rugăciuni ar ajuta foarte mulți oameni. Pentru că e un fel de conexiune așa cu sufletul tău, cu iubirea din tine, care e de fapt Dumnezeu. Când a început pandemia, n-am mai avut nimic. Faptul că m-am născut a doua oară, m-am gândit cum ar fi să trăiesc două vieți într-una singură și să trăiesc de astăzi altă viață, total, decât ce am trăit până acum. Eu astăzi am 10 oameni care știu că se trezesc pentru mine la 4 dimineața, în orice situație s-ar afla. Adică n-aș putea să trăiesc fără interacțiunea copiii. Pentru că la această vârstă nu există diplomație, există doar ceea ce simt și ei spun și acționează în funcție de simțurile lor. Anca, ești minunată, nu ne-am întâlnit niciodată până acum, e pentru prima dată când ne vedem față în față. Și cei câțiva pași pe care ai făcut și te-am condus până în această incintă, am rămas cu gura căscată. Adina, îți mulțumesc. 20 de ani. Hai, 25 să fiu așa mai. Adina, îți mulțumesc. Arăți foarte bine. Și tu la fel. Ai o siluetă filiformă, bine, totdeauna ai stat la acest capitol absolut, absolut perfect. Eu îți mulțumesc din suflet că ai acceptat acest dialog. În bucurie. Hai să începem. Hai să începem așa, să uităm că suntem filmate, să stăm și noi la o porție de vorbă. În primul rând aș vrea să-ți spun că sunt aici pentru că te admir. Te urmăresc întrucâtva și ce mi-a plăcut foarte mult a fost că am simțit că ești foarte caldă și foarte apropiată de oameni prin mesajele pe care le transmiți, că ești medicul acela care este alături de oamenii care au probleme și vrei să schimbi întrucâtva, cumva, sistemul medical, parcă ți-ai dori, spui lucrurilor pe nume. Ai avut acest curaj, pentru că mi se pare greu să faci asta și curajul pe care tu l-ai avut. Dacă te referi la perioada pandemiei, da, a fost greu. În multe dintre situații te-am ascultat vorbind și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci mă aflu aici pentru că te plac. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet. Da. Anca, spune-mi și mie, te rog, ca să începem așa într-o notă mai soft, să zicem. Nu că aș vrea să ajungem cine știe unde, dar spune-mi cum reușești sau cum faci ceva special de arăți atât de bine. Și este ochiul unui profesionist aici, deci este părerea unui om care de 25 de ani se ocupă de frumusețe și încearcă să readucă tinerețea și prospețimea pe chipul pacientelor și crede-mă că sunt efectiv autentică cu această remarcă. Deci mulțumesc. Arăți senzațional. Adina, cred că am un mod de viață. Eu cred că în altă viață am făcut armata. Am fost înrolată într-o armată. Deci foarte ordonată. Pentru că am o disciplină și o motivație când vine vorba despre a face lucruri demnă de un soldat. Adică, dacă îmi propun, de exemplu, îți dau niște exemple. Într-o vară mă simt mai plinuță decât mi-aș dori ai să fiu. Ai 200 de grame în plus. Ca să-ți mai spun ceva, niciodată nu m-am simțit atât de slabă pe cât mi-aș fi dorit să fiu. Visul meu a fost să am un trup de balerină. Aha. Acela cu sân mici, așa, știi, delicată. Și tonusul muscular. Și tonus muscular, da, așa. Cu trupul de balerină. Am văzut că numai aici o ținută de balerină. Am veri, eu lucrez într-un hotel la mare, pe malul mării și locuiesc acolo toată vara. Și am oportunitatea, șansa, privilegiul de a sta pe malul mării 3 luni în fiecare an.
mulți de vreo 36 de ani poți fac să spui asta. Și hotelul, da. Că nu avem nicio problemă. Da, la Fenicia Holiday Resort e, da. Și acum sunt acolo la Năbodari și am avut un an, de exemplu, acum 2 ani, în care m-am mobilizat și mi-am spus așa. În fiecare dimineață, cu toate că eu mă culc foarte târziu, în jur de ora 1-2, nu contează, mă trezesc la 7 în fiecare dimineață. Primele zile mi-a fost mai greu, după care m-am trezit natural. La ora 7 și 5 sunt pe plajă, ca să nu fie foarte cald, să nu fie foarte multă lume. Și fac 6 km, 7 km de mers alert, la nivel de alergare, într-o oră, adică la 6 km pe oră, pe malul mării, pe nisip, adică efortul este puțin mai mare. Și fac asta în fiecare zi, îmi acord corpului o pauză de o zi. Am făcut asta toată vara. Nu m-am lăsat, deci mi-a fost rău. Eram, nu știu ce aveam, mă culcam târziu. Nu conta, eu la ora 7 eram pe plajă. M-a întrebat toată lumea, măi, nebunit, mai stai locului. Adică chiar nu e nevoie, nu trebuie să te duci, nu te duci la niciun maraton, nu faci nimic. Nu, eu dacă mi-am impus asta, asta fac. Și am mai spus pe o poveste foarte drăguță legată de asta. Eu m-am născut un copil, s-a născut la 7 luni. Crescută de bunici într-o curte splendidă, într-o casă frumoasă, cu multă, multă iubire, multă, deci au revărsat către mine oamenii aceia atâta frumos și atâta iubire și atâta pace și atâta liniște și atâta tot ce poate să fie mai frumos pe pământ. Iar sunt o norocoasă, vezi? Și bunica mă cam îndopa așa și am fost destul de durdulie, destul de rotofei așa. Și am ajuns la București și am nimerit din greșeală, e foarte amuzant, într-o clasă cu profil de atletism, de performanță. Da, din greșeală, pentru că erau 4 clase de a întâia. 120 de copii care au fost puși să alerge de la A la B. Primii 30 care au ajuns au intrat în această clasă. Am ajuns și eu pe locul 29-30 și fără să vreau am ajuns acolo. Eu nefăcând sport și neștiind ce să faci, cum să faci, adică gardurile erau la nivelul bărbiei și noi trebuia să sărim gardurile, să avem de tentă. Era ceva îngrozitor. Cert este că acest sport de performanță pe care l-am făcut 8 ani de zile, cred că m-a dus astăzi unde sunt. Pentru că numai un om care face sport de performanță știe ce înseamnă să mergi mai departe până la capăt, chiar dacă te doare, chiar dacă eram odată la un cross prin clasa 1-a, 2-a, nu știu, și tata se agățase de gardul stadionului acolo, dincolo de gard, și mi-a spus, tata, orice ar fi să mergi până la capăt. Și ce crezi? A dat la glonțul, ce a dat startul și peste 30 de secunde eu împiedicată natural fiind, adică și astăzi mă adun de pe jos dacă mergi pe lângă mine, trebuie să fii foarte atentă, nu trebuie să te uiți la picioarele tale, trebuie să te uiți la mine. Așa, după primii 20 de metri m-am împiedicat, am căzut pe zgură, toți ceilalți 300 de copii de la linia de start, îți dai seama că linia de start are foarte îngustă, da? 300 de copii m-au călărit, au trecut peste mine, julită, rău, cu sânge și roin, m-am ridicat de acolo în 4 labe, vai de steaua mea, și am început să alerg. 10 ture de stadion avea. Tata, după vreo 3 ture, striga, oprește! S-a terminat de mult cursa și eu tot alergam, adică număram așa pe degete câte mai am, putem să țin minte, până nu le-am terminat pe toate, nu m-am oprit, direct la spital am ajuns să mă coasă pe genunchi, adică este ceva, ca să spun așa, ca poveste de viață determinantă pentru tot ce am făcut eu în viața asta. Așa. Adică și din gene vine această determinare. Nu știu, că poate câteodată ar mai fi trebuit să mai și stau locului, să mai învăț și de viața mea și de... N-am avut grijă de mine, să știi. Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 de ani. Nu am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău. E singurul meu regret.
că n-am avut grijă și că n-am, pentru că munceam îngrozitor de mult, veneam acasă noaptea, găteam, căram, fugeam, ziceai că sunt nebună, că trebuie să eu să le fac pe toate. Mamă, mă recunosc aici în totalitate. Deci nu, mi-e și jenă. Dar de la momentul acela, vreau să-ți spun că viața mi s-a schimbat radical. Eu sunt, cred că 80% altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Și aici fac un semnal de alarmă, trag un semnal de alarmă, pentru că sunt foarte multe femei care trec printr-o perioadă în care au impresia că mai bine își iau zilele decât să mai meargă mai departe, din diferite motive, da? Și sunt situații în care ai impresia că nu mai există nici... Faci așa și nu-ți intră aer în piept, că nu poți să respiri. Să strigi după ajutor este foarte important. Să strigi după ajutor. Pentru că nici nu poți realiza cum îți întinde Dumnezeu toate mâinile, toate pârghiile, toate lucrurile posibile ca să te agăți de absolut orice și să te ridici. Am trecut și eu printr-un divorț și mi-amintesc că la vremea respectivă, că ai adus discuția despre ajutor, erau programasem în fiecare zi de miercuri, mergeam la două cabinete de psihologie în aceeași zi, ca să fiu sigură că așa, și mergeam de la 12 la 1 la un psiholog, de la 1 la 2 la acela. Ei erau și foarte aproape pe calea aceea unde sunt foarte mulți psihologi, cabinete de psihologie. Da, și am ținut așa vreo 6 luni, 4, 5 luni, cam așa. Te-au ajutat? Enorm. Serios? Enorm. Enorm în sensul că, după cum bine știi, cred că știi, nu îți spune nimeni ce să faci. În schimb, te descarci în discuțiile acestea cu niște persoane în care ai încredere, că totuși le sunt cu o formație în spate, sunt așa, sunt psihologi cu atestat, ai încredere în opinia lor, îți adresează niște întrebări țintite care la un moment dat te fac să te gândești în niște direcții. Atunci am înțeles că eu nu o să fiu niciodată fericită atât timp cât... Nu te valorizezi pe tine. Nu, dar în primul rând eram mascul. Eu pe din afară eram mascul alfa. Uh-huh. Era meserie de mascul alfa. Era tot. A început să-mi spun mai pantalon. Deci nu aveam cum. Femeia din mine era gâtuită, strânsă, nu știu ce, cum să fii fericită. Uh-huh. Cum să-ți găsești fericirea? Acolo am învățat asta. Nu realizam. Uh-huh. Nu dădeam seama. Eram așa prinsă. Hai că... Da, am de... Să vorbești tu, nu. Dar n-am vrut să spun asta. Am vrut să spun că m-ai întrebat vis-a-vis de frumusețe. Că am un stil de viață de la care nu mă abat. Niște rigori, niște lucruri pe care le fac, pentru că eu natural nu sunt slabă. Adică vin dintr-o familie de oameni mai plinuți. Bine de tot, adică mama a fost o femeie foarte frumoasă și a fost plinuță toată viața. Grasă, bine, plinuță e, ca să fim așa delicat. Durdulie. Și era un medic, avea un prieten foarte bun la spitalul CFR2, Mircea Constantinescu, chirurg. Și a spus, măi Lilișor, uite, dacă vrei, îți fac eu o scurt circuitare de intestin, mamă, și slăbești, n-ai treabă, că pe vremea aia nu se făcea, nu erau metodele de astăzi. Mama de la 120 de kilograme, într-un an de zile, a ajuns la 56, târnau tot pe ea. Și l-a sunat pe Mircea și i-a spus, Mircea, te rog, fă-mi înapoi chestia aia, că eu o să slăbesc până moș. A operat-o din nou și a ajuns înapoi la fel cum era. A fost, era o poezie. Da, deci natural eu nu sunt așa, pentru că eu consider, tu știi și poate că aș avea niște întrebări să-ți spun, să știi că eu am venit pregătită să-ți spun niște întrebări. Te rog. Se transformă dialogul nostru într-un interviu al meu către tine. Viceversa, facem oricum așa. Ar fi bine. Deci eu cred că foarte mult în genă. Cred foarte mult în asta și spunem că este adevărat, adică adevărat. Dacă tu ai un țesut adipos care, măi, este acolo, ai văzut, sunt femei care au piele și mușchi, indiferent ce ar face, așa arată piciorul lor și mănâncă de, ai zice că, nu, eu trebuie să fac niște eforturi foarte, foarte mari ca să... Așa e. Și pe măsură ce trec ani sunt și mai eforturile alea de adică, mai... după ce am intrat la menopauză, a fost ceva așa, nebunie în corpul meu, am pus 10 kg așa, în
trei luni de zile. Da, ai stat ascunsă, că nu te-am văzut cu 10 kg. Nu, le-am pus treptat, nu s-a văzut, nu știu ce. Și după aia, după ce am divorțat, am slăbit. Nu am mai... Aia a fost... Acolo am slăbit mai mult decât trebuia. Este ceva care nu poți să controlezi. Când mă puneam să fac jurnal alimentar, ce jurnal alimentar? Că mâncam din ce în ce mai puțin și totul era pe dos, adică nu înțelegeam nimic din ce mi se întâmplă. Deci vis-a-vis de mâncare, am niște rigori impuse foarte clare, vis-a-vis de mișcare de asemenea. Mi-am făcut acasă un loc, mi-am cumpărat greutății și lucrez acasă, singură. Am lucrat foarte mult cu antrenori în sala de sport. Știu foarte bine ce înseamnă să faci mișcare, să faci antrenament de tonifiere. Și consider că trebuie să fiu în formă. Meseria mea este una în care trebuie să fiu în formă și nu am voie să mă las atât timp cât vreau să fac această meserie. Corect. A fi în formă înseamnă a fi sănătos, înseamnă a avea un tonus bun. Eu mă iau la întrecere cu generația de 20 de ani. Ei obosesc, eu nu obosesc niciodată. Eu nu obosesc. Nu înțeleg, parcă face blink așa Dumnezeu cu o baghetă cu energie dimineața, știi, când mă trezesc. Am niște ritualuri așa de seninătate și de pace de dimineață. Am multe ritualuri pe care le fac. Dimineața e un ritual în care te faci o introspecție, nu? Te gândești la tine, îți setezi calea pentru ziua respectivă. În ce constă ritualul respectiv? Știi, e foarte interesant. Acum sunt foarte multe, YouTube e plin de interviuri tehnici, cu oameni care ne învață ce să facem, cum să facem. Mentorul meu spiritual a fost Dr. Wayne Dyer. Eu pe el am început să-l citesc acum vreo 10-15 ani de mult. Încă nu existau toate lucrurile astea de astăzi și am încercat să fac tot ce pot și să aplic, pentru că totul știm foarte bine pornește de la gândurile pe care noi ni le punem în minte. Nimeni nu îți aduce gândurile în cap decât tu. Da, eu aleg să gândesc despre mine că sunt superbă și perfectă sau eu aleg să gândesc despre mine că sunt oribilă și că nu pot să fac nimic și nu sunt în stare de nimic. Același lucru, da? Și perspectiva asupra lucrurilor, da? Pe care tu o schimbi, schimbă lucrurile tot. În sine, schimbă viața, schimbă tot, da? Ce se întâmplă dimineața? E foarte interesant și e un exercițiu foarte, foarte frumos ăsta pe care îl recomand. Să încerci să conștientizezi primul gând al dimineții după ce te trezești, să vezi care este acela, care este. Și fac asta aproape fiecare dimineață. Bine, acum știu. Și mă gândesc doar la ce vreau eu să mi se pară minunat. Dar fără să vrei, primul gând poate să fie o durere, o panică, o teamă, o frică pentru ce va fi să se întâmple în ziua respectivă. Și nu e în regulă. Nu e în regulă pentru că eu cred foarte mult în acest univers și în energiile lui. Pentru că noi sunt convinsă că suntem energie și ce rămâne după noi este mult mai important decât corpul ăsta, ambalajul ăsta în care suntem pe aici. Și faptul că m-am apropiat atât de mult în ultimii ani de Dumnezeu, de credință, de niște lucruri atât de frumoase și de... Am avut și niște întâmplări minunate, am întâlnit niște oameni frumoși. Cred foarte mult că tot ceea ce arunci în univers, ca emoție, ca trăire, ca sentiment, ca senzație, se întoarce către tine. Am credință 100%. Și sunt un om care are și astăzi foarte multe lucruri în viața lui pe care le consideră a fi probleme, da? Pentru că ai probleme. Nu, eu consider despre lucrul acela că este o problemă. Poate pentru tine sau pentru altul nu este o problemă, da? Deci am și eu în viața mea astăzi. Nu sunt senină, zen, vai, nu car în spate nimic, nu mi-e greu, nu mi-e nu știu ce. Nu, le am. Dar le tratez, am învățat să le tratez cu calm, cu liniște, cumva ignorându-le, știind
sigur că se vor rezolva, nu mă mai preocupă, pentru că nu aș face decât să trăiesc într-o energie care mi-ar face rău și m-ar măcina pe dinăuntru. Și știu sigur că corpul meu funcționează bine și este sănătos pentru că eu am o energie bună și pentru că fac din fiecare zi, știu, o contorizez așa la final, ca fiind încă o zi frumoasă pe care am trăit-o. Fără să neapărat, nu știu, fac lucruri extraordinare sau chiar și o simplă plimbare prin Cotroceni. Astăzi am venit spre tine, având o jumătate de oră liberă, am ales să vin pe jos, am ales să mă bucur și am făcut, cred că, fotografii la toți trandafirii cățărători de prin Cotroceni. Adică, nu știu, m-am bucurat de asta, de păsările care cântau. Chiar pot să fac asta. Chiar am ajuns într-un moment în care pot să fac asta. Aș vrea să fac o precizare pentru urmăritori. Noi suntem la Opera Națională București, aici filmăm și, într-adevăr, Anca a zis că a venit. Anca, unde locuiești? Undeva în apropiere aici. Sunt Panduri. Sunt Panduri. Chiar la capătul Cotroceni. A venit pe jos, într-adevăr, e o zi superbă de încă primăvară. Da. Așa că e un mod de viață, ca să revin la întrebarea ta, pe care am ajuns să-l conștientizez. Și fac asta pentru că am realizat că cel mai prețios lucru pe care îl avem pe aici este timpul. Exact. Nimic altceva. Ne învârtim să ne gândim că, vai, dacă n-am aia, dar câți oameni nu suferă de boli incurabile și mai au atât de puțin timp pe pământ, te-ai gândit puțin în comparație cu ei, că tu ești mult mai bine și mai fericit și sănătos și să-i mulțumești Dumnezeu în fiecare zi pentru asta. Adică dacă am conștientiza că se termină totul, atunci când îți conștientizezi moartea, când realizezi că nu știi când se sfârșitul, că se întâmplă asta, că noi trecem așa, avem impresia că suntem buricul pământului, că nu o să nimeni numai e ca noi, nu o să ni se întâmple niciodată. Exact. Știi? Dacă am conștientizat mai puternic faptul că se termină și că Dumnezeu ne-a lăsat să nu știm când, știi? Adică să nu ne facem noi planuri pe aici, să numărăm câte zile, ce, cum. Ai văzut că sunt o grămadă de filme, era unul foarte, foarte frumos care pe mine m-a marcat. Angelina Jolie juca, era o reporteră de televiziune în care, la o televiziune particulară, undeva micuță, prin Seattle. Și ea voia să ajungă la New York, la nu știu ce mare televiziune și se purta foarte urât cu toată lumea, mă rog, era destul de arogantă și într-o zi o trimit de acolo să facă un reportaj cu un individ care urla și striga de pe niște tomberoane că el face niște predicții, nu știu cum. Și ea se duce și bătea de joc așa, se flimitoare, îl întreabă, așa, și ce predicții mai faci? Și el îi spune, mâine la ora cutare o să fie un mare accident pe nu știu ce mare pod. La ora cutare striga, ea se duce, se uite, vede într-adevăr că are loc acest accident, se întoarce la el și îi spune, hai să mai văd o predicție. Și îi spune, mâine la ora cutare, mare cutremur în San Francisco, o să moară 40.000 de oameni, se duce acasă. Nu se duce acasă, îi pune această întrebare, ea la fel îi râde în nas, el se întoarce și șoptește la ureche, joia viitoare la ora 3 vei muri. Ea se duce acasă. Se duce acasă și stă în pijama și ia liber de la serviciu și în pijama așteaptă ora 3 să vadă dacă e cutremurul ăla, dacă se întâmplă, pentru că era normal în paralel și povestea cu ea. Și la ora 3 și 5 minute, când omul a zis că urmează să fie cutremurul, ea era în direct pe nu știu ce post, nu se întâmplă nimic, sare în pat, și peste 10 minute, pentru că n-avea cum să fie un cutremur dat în direct normal, în direct arată că a fost cutremur la ora 3 și 5 minute. Ce faci? Ce faci? Că ai văzut doar în filme, dar tu te poți poziționa dacă cineva îți spune... Astăzi ce este? Miercuri. Miercurea viitoare la ora 4 și un sfert vei muri. Azi e 4 și un sfert miercuri. Ce faci? Ți-ai pus vreodată această întrebare? Hai să ne opunem, să vedem ce facem cu această săptămână din viața atunci noastră. Atunci va ieși la lumină ceea ce este cu adevărat important. Abia atunci realizezi. Păi atunci de ce nu facem asta în fiecare zi?
De ce e atât de complicat să faci asta în fiecare zi? Nu știu, să joci șotronul, să faci ceva pentru tine. Dacă am ajuns sunt foarte norocoasă. Doamne, deci nu știu, mi se pare așa ceva. În fiecare zi mă gândesc, eu așa de norocoasă să fiu, să pot să fiu atât de liberă. Am ajuns într-un moment al vieții în care să pot să fac ce vreau. Copilul e mare. Când vreau, dacă vreau. Am învățat să spun nu, dacă nu vreau să fac ceva. Am învățat să plec, dacă nu-mi convine ceva. Toată viața m-am chinuit, am stat umilită și chinuită și a trecut timpul. Și nu mai fac asta. Am un copil mare, da? Un băiat de 24 de ani. M-am văzut ieri cu el două ore. Mulțumesc. 8 meseți de copil. Și tu copil. Ai și tu copil. Dita, mai bărbatul ai de eu nu știu. 8 ani. Aproape 8 ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Fetiță. Da, să-ți trăiască. Să vă trăiască. Eu ieri m-am întâlnit cu băiatul meu la o cafenea. Am stat două ore cu el acolo de vorbă. Am râs, am povestit. Și când am plecat de acolo spre mașină, m-am gândit că las în urma mea un bărbat perfect. Bărbatul acela pe care mi-ar fi plăcut să-l întâlnesc, să fie bărbatul meu. Ce important mi se pare asta. Uh-huh. Că am modelat o plastelină în care, știi, așa, după sufletul meu, cu atâta iubire. Și am reușit să aduc acolo prin genele mele și prin educația pe care ai dat-o. Tot, se pare că n-ai pierdut timpul degeaba, totuși, nu, complet. Nu, cel puțin nu. Pe capitolul ăsta clar nu l-ai pierdut. Mi s-a părut atât de profund, atât de inteligent, atât de rasat, atât de chipeș, atât de, știi? A, bine, orice mama își laudă puiul, Doamne, dar ieri am realizat asta pentru prima oară în viața mea. Uh-huh. Adică m-am gândit la el raportându-mă la un bărbat pe care mi-ar plăcea să-l cunosc așa ca el. Cum este să îți dorești să fie bărbatul vieții tale precum copilul tău? Mi se pare foarte frumos. Cred că probabil că multe, multe femei simt asta la un moment dat în viață, mai dacă sunt așa de mulțumite. Și au, într-adevăr, au făcut o treabă bună cu propriul lor copil. Cred, nu știu ce să zic, că la noi, cu fetițele, mai greu, adică... Da, oricum. Și oricum suntem abia la 8 ani. Mi-aș fi dorit să am și o fetiță, dar poate o să am o nepoțică, cine știe. Da. Și în cazul meu, și eu la fel, încerc să ofer câtă iubire pot. Adică, nici nu știu ce să fac mai mult de atâta. Și într-adevăr m-am recunoscut în această alergătură zilnică, sufocantă, să încerc să fii pe placul tuturor. Mă recunosc și știu că nu e chiar bine. Adică mă pun totdeauna pe adică uit de mine mult timp. Nu neapărat că uit de mine, că normal mă îmbrac, mă aranjez, mă știu ce, dar uit că am și eu nevoie de niște timp al meu, să nu fac nimic dacă n-am chef sau să fac ceva ce n-am mai făcut. Îmi place și n-am mai avut timp să mai fac de mult. Nu mai am timpul ăsta, nu am cum să-l găsesc. Nu mai există în programul meu. Și cred că este o greșeală. Acum, în discuția, când realizez asta. E foarte important să știi să-ți manageriezi timpul și foarte greu în același timp, atunci când ai o familie, atunci când ai un serviciu care îți ia foarte multe ore. Postura mea este total diferită. Eu n-am avut niciodată un serviciu și dacă am vrut să merg la un concert, am mers. Dacă am vrut să aleg să fac un proiect, o piesă de teatru și să stau 3 luni de dimineață până noaptea blocată pe o mochetă, să dorm, să mănânc un covrig împreună cu colegii mei, că așa se construiește un spectacol de teatru cu foarte multă muncă și implicare și timp, am făcut-o. Adică Chiar cred că și asta este un lucru foarte important, să poți să, știi, să nu depinzi de nimeni, să nu ai un șef sau să fii chinuit așa de către cineva care nu știu cum să alegi să faci asta.
Sunt puține meserii prin care poți să faci asta. Deci chiar, uite, cred și că primul lucru, cred că primul lucru, dacă îți dorești cu adevărat asta și există în viața ta un lucru care îți place mai mult decât propriul tău job, ai putea să faci acest switch, să încerci să faci din pasiune un job. Sunt foarte multe cazuri și unele sunt deja notorii de oameni care au plecat de la locul de muncă din diverse motive, nu îi împlinea sub nicio formă, pe pasiune au dezvoltat un business și au îmbinat utilul cu plăcutul, au introdus toată și toată familia acolo, deci au fost împreună. A, da. Sunt soluții, important e să-ți dorești. Să ai curaj. Să ai curaj, asta e foarte important. Da, să ai curaj în viață să faci lucruri, cred că și asta e foarte important. Să nu te lași așa robotizat într-o viață de zi cu zi. Mergem la roboțel. Roboțel, da. Anca, nu ne-ai spus ce mănânci. Ai zis că dimineață ai acel moment după care tare aș vrea să știu. Știu că la un moment dat ai declarat că nu mai știu dacă mai este de actualitate, că ești vegetariană. Continuare ești? Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carne. Adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria. A fost un chin pentru mine. Și când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că n-am mai mâncat, adică natural, nu am, nu pentru că, vai, iubesc animalele sau știi cum se declară, da, iubesc da, foarte da, mult animalele, da. N-am avut o problemă din asta să nu mănânc carne. Sau pentru că, vai, e sănătos, e nesănătos, e adevărat că am citit multe cărți despre până să renunț, dar... aduse de afară pe vremea lui Ceaușescu, imaginează-ți că nu era la noi literatură de specialitate. Dar apoi am renunțat, după ce am intrat la menopauză, am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, deci ceva cumplit. Și mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai, acum boli autoimune, toată lumea, sau cel puțin pe mine, m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala, că nu există remediu. Acum toți avem aceste boli autoimune. Habar n-am ce înseamnă ele. Mă rog, nici nu prea mă interesează. Că... da, îți mai amintești care era... ATPO era valoare foarte mare, da. Tiroidită, Hashimoto. Hashimoto, da. Da, în sfârșit. Da, nu, am ignorat total. Și m-am dus la mai mulți medici și doi dintre cei cinci specialiști în reumatologie, în... așa mi-au spus să renunțați la carne și la lactate. Păi la carne eu nu mănânc, da, 30 de ani, dar lactate, lactatele, n-am cum să renunț la lactate pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză. Adică eu nu pot să renunț fără la brânză, lactate. Da, și fără lactate. Între ei mi-a spus, bine, treaba dumneavoastră. Și am avut ea așa un moment de, știi cum e când eu spune cineva... faci ce vrei, dar o să mori, adică treaba ta, eu spun să nu mai faci asta în sfârșit. Și am zis, măi, ce-ar fi să încerc? Că nu, deci n-am cum să... Deci eu pot orice pe pământul ăsta. Faptul că eu am renunțat la lactate acum 7 ani sau 5, 6, nu știu câți, am o problemă cu anii și cu numărătoarea asta și cu habar n-am niciodată nici câți ani am, nici în ce ani sunt, nici nu știu nimic. Eu nu mă raportez deloc, e foarte complicat. Noroc că am un telefon ăsta care mai mi-aduce aminte ce zi sunt. Deci ai renunțat acum 5 ani. Da, și am spus eu pot, orice. Hai să vedem dacă omul ăsta are dreptate. Da, întrețin o inflamație articulară, într-adevăr. Mi-au explicat, nu știu ce, în colon, bla bla, cum se duc anticorpii noștri și lucrează dacă colonul nostru este așa și pe dincolo. E logic, adică mi-am dat seama că e adevărat. Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație. Chiar am rezolvat-o, adică natural nu m-a mai durut nimic și nu m-am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate. Am avut vreo 2 ani în care nu am mâncat nimic produs animal, dar am făcut foarte mult sport, am intrat în sala de sport să fac fitness și am fost cumva împins așa de la spate să revin să mănânc măcar ouă, hai măcar pește, hai. Și mănânc ouă și pește, mănânc, nu sunt mare amatoare, dar mănânc... Dar ce-ți place să mănânci atunci? Spanac, varză, linte, humus, salate, semințe...
Adică plante, da, vegetale. Chiar avocado, nu știu, mănânc. Nu mai fac din asta o... Vezi, raportarea mea la mâncare este total diferită. Toată lumea se gândește la mâncare. Pâine în continuu. Nu. Nu mai mănânc zahăr, nu mai mănânc făinoase, nu mai mănânc fructe, nu mai mănânc lactate, nu mai mănânc, adică am renunțat la foarte multe și am început să mănânc din ce în ce mai puțin, să trăiesc cu mai puțină hrană. Mă simt foarte bine, sunt în formă și am energie multă, nu iau suplimente. Și ATP-ul a mai crescut? Nu l-am mai verificat. Acum îmi fac un set de analize, fac o dată pe an. Am uitat anul trecut că l-am făcut. Cred că era mai bine. Oricum, am analize destul de bune pentru vârsta pe care o am. În mod clar. Pentru că dacă, părerea mea este că noi ne și omorâm mâncând. Adică noi așa ca și persoanele care nu sunt deloc inițiate și care nici nu doresc să citească și nici doresc să se informeze. Mâncăm, ne omorâm mâncând, efectiv. Mâncăm prea mult? Ce, mâncăm prea mult, mâncăm prost. Ne scurtăm viața mâncând tot felul de aiureli. Mergând după trenduri, că e trendul să mănânci floricele dacă vezi un film, pac, vii cu castronul. Ce trenduri? Cine a inventat trendurile astea? Niște prostii, porcării, ne creștem copiii cu trendurile astea, cu obiceiuri proaste. Întrebarea mea era alta. Mi-am pus de multe ori problema de unde vin aceste diferențe atât de mari între părerile oamenilor care te învață lucruri și anume... Moda acum este să faci acest post intermitent, da? Care înseamnă să mănânci 3 ore dintr-o zi sau o dată pe zi sau 8 ore cu nu știu cum, față de nutriționiști, specialiști care te învață să mănânci din 3 în 3 ore mâncare puțină. De 5 ori pe zi, eventual. Da, 5 mese pe zi. Eu am fost la nutriționist în această viață și mi-a dat și într-adevăr am slăbit. Cu 5 mese pe zi, i-am spus, e mult mai mult decât mănânc eu de obicei, n-am cum să slăbesc. Și a spus, tu fă ce spun eu, ce combinații îți dau eu, plecam cu 5 caserole dimineața de mâncare, mă opream pe dreapta la ora 2, mâncam gustarea, la ora 4 îl opream pe nu știu care din repetiție și spuneam, pardon, eu am oră de mâncare, mă duceam, mâncam, mă întorceam, era, Doamne ferește, mare dirijor cu orchestră, se uitau toți la mine. Da, așa am făcut și am ajuns să slăbesc. Unde este adevărul? Pe cine să ascultăm? Cred că trebuie să te asculți pe tine, ce funcționează pentru fiecare în parte, că această rețetă nu știu dacă funcționează pentru toată lumea. Și este și implicarea pe care tu o ai în propriul tău demers, pentru că uneori vrei ceva care să funcționeze rapid și nu vrei să ai mare bătaie de cap. Când mi-ai spus că pleci dimineața cu 5 casolete, pe mine deja m-ai pierdut. N-aș avea timp să le fac, să le car, ce-aș face cu ele, unde le țin. Deci asta cu 5 casolete am terminat. Da. Mai bine stau nemâncată, uite, și vorbeam și cu Cosmin ieri, mai bine stau nemâncată decât să mănânc ceva ce nu e de calitate și să mănânc când ajung acasă și oricum nu mai simt nici așa de foame, că dacă stai și aștepți și nu știu ce și bei apă și sucurile digestive se diluează și se duc și așa, nu mai este atât de foame. Eu m-am obișnuit cu această manieră de fasting. Eu nu mai fac 3 cu 8, 6 cu 4, nu fac nimic. Eu fac 2 zile, nu mănânc. 2 zile? O zi sau 2. Am ajuns la 60 de ore, este cel mai mult cât am stat și aveam o energie și eram atât de tonică și bun, după 60 de ore ghioreau mațele mele, pentru că aminte că eram la o întâlnire foarte importantă, foarte importantă, la Casa de Sănătate, mă ascultau, mă dusesem să prezint ceva, deci oamenii acolo extrem de importanți, în funcții importante, mă ascultau pe mine și la un moment dat mi-a tras o ghiorăitură de mațe și am realizat că totuși să fac chestiile astea când nu am alte datorii de făcut și în acest moment fac în weekend. Și weekendul pentru mine reprezintă și asta, adică e relaxare totală, inclusiv stomacul meu se relaxează, intestine, totul se relaxează, că nici ele nu muncesc. Și eu numai așa am reușit să rezolv problema celor 3 kg în plus, da?
sunt foarte sincer, 3 kg am dorit să slăbesc și nu mai reușeam sub nicio formă. Deci eu nu pot asta, 5 mese pe zi, nu pot, n-aș putea sub nicio formă. Da, deci cum funcționează că pentru fiecare? Și eu ca și tine vorbeam, mâncam foarte puțin, mâncam... Și mai e și varianta, restul zilelor din săptămână mănânc o dată pe zi. Bun, acum ai văzut că mai sunt aici niște chestii, le mai ronțăi, nu știu ce. Dar, în general, mănânc o dată pe zi fără alte ronțăieturi. Am grijă să nu existe nimic în plus. Eu cred că lucrurile astea pot funcționa, dar depinde de fiecare cum și le manageriază. Și cât de mult se implică și cât de mult își dorește până la urmă. Eram genul de om care dacă îmi stăteam, dacă săream peste o masă, aveam un kil în minus a doua zi. Așa era în tinerețe, știi? Probabil că și la tine la fel. La mine acum e catastrofă, nu se mișcă decât dacă stau două zile de mâncată, da, s-a mișcat o jumătate de kil. Următorul weekend mai stau două zile, în sfârșit s-a dus un kil. Și tot așa, deci eu am slăbit 3 kg în decurs de două luni jumate. Nemâncând niciun weekend ca lumea. Este, cred că da, după fiecare, asta practic, este. Balanța asta între ceea ce mănânci și ceea ce consumi te face să te îngrași sau să slăbești. E adevărat că nici prea mult sport n-am mai făcut în perioada aia când mai aveam timp, dar am început să fac și sport și sport e foarte important. Foarte important că îți dă drumul la multe și... Dar vreau să îmbin utilul cu plăcutul. Briana, fetița mea, acum la 8 ani suntem, dacă am putea să stăm lipite, ar fi minunat. Am găsit undeva un loc unde să mergem să facem balet împreună. A fost foarte dificil. Ce frumos! Nu suntem chiar împreună, dar suntem în același timp. Adică ea e cu copii, eu sunt cu niște doamne balerine. Suntem ce drăguțe, frumos! Suntem drăguțe așa cum suntem. N-am știut că există așa da, ceva. Și în felul ăsta reușim să... Măcar timpul ăla din mașină, că după aia mai facem o jumătate de oră până acasă, îl petrecem împreună. Eu alerg, în perioada asta a vieții mele, alerg cu ghilimele ca să petrec cât mai mult timp cu Briana. Asta e minunat. Dacă e să am un off, l-am păstat, că parcă uneori n-am oferit suficient timp. Și din cauza asta am ajuns să dormim împreună, adică... Ea la un moment dat a fost... Ea s-a trezit întotdeauna noaptea, în fiecare noapte se trezea. Și noi în fiecare noapte eram acolo. Cum făceam? Nu eram acolo. A fost bine, a fost rău, nu știu. Eu n-am putut să aplic metoda aia în care lași copilul să plângă, plamă, să oprește, nu spese. Pare că fiecare părinte acționează așa cum simte. Nu. Și atunci, și din cauza asta, a fost obișnuită, ea fiind și Leo, a fost... mereu obișnuită să primească atenție și la un moment dat, pe la 3 ani jumate, ai zis, mamă, dacă când a reușit să vorbesc cu ea, să mă înțeleagă, i-am zis, dacă tot te trezești sau te trezești, vină, uite, sunt câțiva pași până la noi în dormitor. Zi și făcut. Într-o săptămână taxul era dat jos din pat. S-a făcut în altă cameră și am dormit noi vreo lună acolo, așa, până la tata Viorel a pus mâna, a făcut un pat identic, l-am pus în aceeași încăpere, deci acum dormitorul nostru, care e destul de, mă rog, are o suprafață destul de mare, două paturi față în față și noi de atunci, sunt aproape 4 ani și mai bine, de atunci dormim toți în același dormitor, un pat acolo, un pat acolo, fiecare are confortul propriu, iar eu sunt între două paturi. Știi, și când ai descris momentul ăla în care... Și tu ai, nu știi ce să faci ca să-i mulțumești pe tot, m-ai regăsit perfect. Dar este și frumos. Adică este și... Viață până la urmă viață, înseamnă. Viață, dacă n-o nu trăiești, da, corect, da. Corect. Sunt etape în viața noastră, că am avut și eu tot felul de lucruri pe care le-am făcut, acum fac altceva. Acum mă raportez la mine, la nevoile mele, mă uit către mine, mă uit la mine... în oglindă foarte des. Nu aș vrea să înțeleagă cineva că sunt perfectă, zen, vai, țopăi într-un picior toată ziua. Am și eu momentele mele, știu eu, poate frustrările mele sau mi s-a întâmplat acum câteva zile să fiu în timpul unei filmări, un rec, da, și să mă cuprindă o emoție atât de puternică încât să plâng în hohote. Niciodată în viața mea n-am făcut așa ceva, pentru că eu sunt într-un control maxim al
corpului, minții, sufletului meu. Așa consider că îl stăpânesc atât de bine încât nu o să știe nimeni niciodată nici ce gândesc, nici ce simt, nici nimic. Pentru că nu trebuie nimeni să știe. E doar sufletul meu și Dumnezeu. Atât. Într-un corp. Nu trebuie să știe nimeni. Nici dacă mă doare, nici dacă... Nimic. Și știu să stăpânesc asta. N-am putut. Deci, am avut așa un sentiment de... că am scăpat din mână chestia asta. Dar a fost frumos. Pentru că au ieșit afară niște emoții, niște frustrări, niște lucruri pe care le-am trăit și pe care le-am ținut în mine. Deci nu sunt nici perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Era și un cântec. Elena Cârstea cânta. Dar mă străduiesc. Adică strădania face parte din preocuparea mea de fiecare zi pentru a fi o variantă mai bună a mea astăzi decât ce am fost ieri. Încerc să mă preocup foarte mult de toți cei dragi din jurul meu, să le ofer cât mai multă atenție. Încerc să fac eu tot ce fac mai bine, să mă perfecționez în tot ceea ce încerc să fac ca și meserie, să fac lucruri pentru corpul meu, pentru mintea mea, să acumulez informații, să... Adică asta este strădania mea de fiecare zi. Dar am și tristeți și dureri și... Adică, na, sunt un om ca toți oamenii, doar că le conștientizez și încerc să le depășesc. Cât de repede ieși din, să zicem, dintr-un moment de genul ăsta? Asta ar fi o întrebare și m-ar mai interesa dacă ai simți din când în când, periodic, nevoia de a te gândi mai cu mai mare ardoare la Dumnezeu, adică de a te apropia mai mult. Dacă simți nevoia de a, nu știu, să mergi la o biserică, să vorbești cu un preot. Da, eu fac asta în fiecare zi. Fiecare zi? Da. Aproape în fiecare zi. Sunt foarte atașată și foarte acolo. Adică intru în biserică aproape în fiecare zi. Wow. Aproape în fiecare zi. Exagerez dacă spun în fiecare zi. Dar eu acum când plec de la operă o să intru în biserică la Sfânta Elefterie. Acolo e locul meu. Nu știu dacă ai fost vreodată la slujba de Sfânta Liturghie de Duminică. N-am fost la slujba, dar acolo m-am căsătorit prima dată. Da. Îți recomand și recomand să vă duceți pentru că este un cor cu foarte mulți soliști aici de la operă. Este ceva atât de impresionant pentru că se cântă într-un fel în care... Am fost la înviere. Am fost într-un an de înviere și am stat până la 5 dimineața. Uite, m-am uitat acum, nu știu de ce am uitat. Da, dar vorbesc de o liturghie, da, de duminică, da, da. Sfânta Liturghie. Este o slujbă pe care o țin trei preoți de fiecare dată și este ca un spectacol, pentru că tot ceea ce se întâmplă acolo este un răspuns al corului către tot ceea ce spun preoții și este, trebuie să stai sus acolo, la primul nivel de desubtul corului, ca să ai să auzi tot și să trăiești momentul acela frumos. Da. Deci apropierea asta a venit, noi ne apropiem și devenim credincioși, din păcate, doar atunci când avem o problemă, când ni se întâmplă ceva. Te agăți de Dumnezeu. Te agăți, că nu mai știi de ce să te agăți. Ai impresia că nimic nu te mai scoate de acolo, nu te mai salvează. Și agățatul ăsta, Doamne, mi s-a părut așa că mi-a adus atâta pace și atâta liniște și știu sigur că, chiar dacă nu intru în biserică, mă privesc cerul, mă uit acolo și spun o rugăciune. Eu spun foarte multe rugăciuni în fiecare zi. Cred că a spune rugăciuni ar ajuta foarte mulți oameni. Pentru că e un fel de conexiune așa cu sufletul tău, cu iubirea din tine, care e de fapt Dumnezeu. Și te ajută așa să-ți ridici un pic nivelul de energie și de tot ce ești tu de fapt. Adică mă gândesc la asta și fac asta în fiecare zi.
ca să, să răspund. Răspuns clar, da, și concis. Nu, nu pot să trec peste. Și ca să mă întorc un pic la emoția aia mea de, spuneam că m-a apucat plânsul și așa, atât de tare m-a afectat încât vreo 3 zile am rămas așa cu un suspin. Adică am avut niște prieteni în vizită, m-am dus într-o, la o petrecere și din 3 în 3 ore ieșea din mine așa. Așa, așa, fără să pot să controlez asta, adică nu am putut să explic cum, de ce, unde, ce este în noi. M-a întrebat odată, am făcut niște ore de terapie cu o psihologă online și m-a întrebat ceva atât de frumos. M-a întrebat unde simți că este sufletul tău, unde îl simți, unde îl localizezi în corp. Te-a întrebat cineva vreodată chestia asta? Nu, dar eu nu m-a întrebat, dar de exact astăzi am primit răspunsul la această întrebare. Știu unde este sufletul. Unde este? Sufletul nu este în noi. Da, unde este? În jurul nostru. În jurul nostru? Nu, eu îl simt în corpul meu. Da? Da. Și acum îl simt, când vorbesc cu tine. E aici. Aici este al meu. Inima are în proporție de, nu mai știu dacă nu greșesc, 20-25% sunt celule neuronale? Există un creier al inimii? Nu. Deci nu sunt numai celule musculare tipice ale miocardului. Care înmagazinează? Neuronale, exact. Este creierul, așa sunt și celule în inimă și sunt cercetări. Toată lumea încearcă să afle ce și cum și de ce. Se pare că este creierul ascultă de inimă și nu inima de creier. Inima ascultă tot corpul și simte, practic. Și simte. Da. Și da, este ceva. Probabil că tu mi-ai răspuns acum la întrebarea mea cu suspinul. Posibil? Posibil. Și mie mi s-a părut fascinant și aș vrea să sper să am răgazul să aprofundez această treabă. Vreau să văd să aflu și eu tot ce se știe despre acest lucru. Eu n-am știut până acum 2 săptămâni de treaba asta. Nu e ceva ce se învață la medicină sau la, mă rog, la facultate sau după aia. Se pare că sufletul este un duhul, sufletul nostru este una dintre cele 7 straturi pe care corpul le are, ăsta fiind cel mai puțin important, ăsta pe care îl vedem. Sunt vorbele maestrului Dorel Vișan, care a 20 și ceva de ani tot cercetează, umblă în toată lumea. Foarte interesant, mi se pare, să fii preocupat de așa ceva. Da, da. Pentru că descoperi o grămadă de lucruri și înveți atât de multe și este, așa cum spuneai mai devreme, important să le și transmiți, să le spui mai departe. Cine trebuie să le audă, le aude. Că mai am o vorbă prin care spun că sunt convinsă 100% că nimic nu este întâmplător. Nici o întâlnire din viața noastră și nici o situație în care ne aflăm nu este întâmplătoare. Este ca să ne lumineze într-un anume fel, să învățăm ceva din ea, să trecem printr-o situație și să ne dăm seama că putem să fim atât de puternici, să o depășim. Iar puterea gândului, exact ce ai spus dimineață, primul lucru, încerci să intri în acea zi cu un gând, când ai deschis ochii, să ai un gând pozitiv, să ai, da? Da. Să nu-ți treacă vreo prostie prin cabine. Eu, în momentul acesta al vieții mele, primul meu gând dimineața este hai sus, hai la școală, încă asta e, trebuie să duc pe la școală. Da, dar până la acela trebuie să fie unul de senin și de bine. Și, bun, hai să încerc, o să încerc să mă gândesc. Da? Să faci acest exercițiu, îți sună ceas și în clipa în care, că cu toții avem secunda aia în care devenim conștienți, da? Că trăim, că respirăm, că suntem pe aici, da? Te trezești, eu mă trezesc linsă de pisică sau cu pisica pe pieptul meu că doarme aici și mă termină pisica, eu toată noaptea mut pisica de pe mine, pe lângă mine, iar se urcă și iar așa e, dacă mi-ar plăcea să am o cameră de pentru filmat pisică. Pentru că ar fi un film de comedie fantastic, ce fac eu noaptea, ce face Anca Țurca și noaptea, mută pisica de pe mine.
de 35 de ori. Da. Nu se poate așa ceva. Este atât de iubitoare atașată. Și atât de atașată. Și atât de... Acum, de exemplu, dacă mă așez aici și ea vine aici și știe că te rog să mă lași, te rog să mă lași, că nu mai pot să suport. Eu sunt foarte iubitoare. Dar mi se pare prea mult. Adică, și stă acolo și se uită 8 și stă și se uită așa în ochii mei și așteaptă să-i spun haide. Deci și se urcă. Măcar am depășit acest moment de a se urca direct, fără să mă întrebe. Dar noaptea n-avem contact vizual. Da, transformăm acest interviu în ceva foarte comic. Momentul în care am devenit conștientă, primul lucru pe care îl fac este să mă bucur că trăiesc. Mă bucur că sunt aici. Ce bine că sunt aici. Și faptul că ți-i duci în minte, în suflet, gândul ăsta de bucurie, te face să zâmbești. Ce bine că sunt aici. Și încerc să nu mă gândesc la niciun fel de lucru pe care l-am de făcut în ziua aceea, care mi-ar crea un disconfort, o nemulțumire, o ceva. Și pornesc ziua, nu mă ridic imediat. Mai stau puțin, gonesc pisica, evident, și rămân așa puțin într-o pace, până când intru în... Nici nu mă dau jos din pat imediat, adică rămân cumva pe marginea patului, în armonie cu mine și cu Dumnezeu. Poate spun o rugăciune? Nu poate, spun chiar. Sora mea este călugăriță, nu știu cum să spun, da. Poate să creadă lumea ce o vrea, da. Eu am pus-o și ea, mă rog. Deci sora mea este mai mică decât mine cu 2 ani, deci are 52 de ani. Mulți înainte. Și de la 26 de ani este călugăriță. Ea a terminat facultatea de fizică la Măgurele, deci nu are nicio tangență cu... Am mai făcut și 2 ani de cibernetică la ea și după aceea, la ASE, pardon, 2 ani de cibernetică la ASE și după aceea s-a decis și, mă rog, a fost o mare, mare tragedie în familie, că nimeni nu înțelegea. A ales această cale dintr-un motiv al unei... A ales această cale, bineînțeles că... O durere, un necaz, o suferință. Nimic cu adevărat important, nimic mai grav decât n-a avut niciun motiv. Doar că exista această, probabil, sensibilizare, această... Ea era mereu în căutări. Ea nu vrea să înțeleagă ce și cum și în ce fel și a luat-o de la puterea cristalelor până a ajuns unde trebuie. Mă rog, eu cred că a ajuns unde trebuie. Cred că este foarte fericită, nu? Pentru noi a fost un șoc. Mama nu și-a revenit cu adevărat niciodată. Acum e bine, dar ce am vrut să spun cu povestea asta? Am vrut să spun că în viață am avut și eu niște momente grele, dar grele. Mi-aduc aminte că era o perioadă foarte dificilă pentru mine și trebuia să mă sui, eram, nu mai știu pe unde, trebuia să mă sui în avion să vin acasă. Știi cum e? Când ajungi la aeroport, toți sunt români, da? Că te sui într-un avion să oriunde ai umblat în lume, nu se întâmplă. Și eu trebuia să mă sui în avionul ăla, altfel îl pierdeam. Și nu puteam să mă opresc din plâns. Eram undeva într-un colț, plângeam non-stop. Nu puteam să mă opresc. I-am dat un mesaj, mi-a răspuns imediat. În 10 minute nu avea nimic. Da, nimic. A început să roage pentru mine și n-am avut nicio problemă. A fost prima dată când am apelat la ajutor din partea ei. Pentru că nu am abuzat niciodată. Aveam senzația că mă descurc când am nevoie să... După care, asta s-a întâmplat de mult. După care am mai încercat, am mai sunat-o și mereu m-a ajutat. Mereu m-a ajutat. Și la un moment dat am zis... A fost un anumit concurs de împrejurări, am mai întâlnit niște persoane, în sfârșit eram eu mai receptivă și am realizat că lucrurile astea pot să le fac și singură. Nu am nevoie de ajutorul nimănui. E mult mai comod să dai un telefon și altcineva să începe să roage pentru tine, să-ți trimită, să transmită energia respectivă și tu să te simți mai bine. Lucrul ăsta poți să-l faci singur. Exact. Și n-ai nevoie să apelezi la nimeni. Ei, și ușor m-am apropiat și înțelegându-i puterea, înțelegându-i, totdeauna i-am respectat decizia că oricum n-aveam ce să fac și am păstrat relația cu ea, în sensul că ne vizităm, a fost alături de mine când a venit Briana pe lume și așa mai departe. Deci mă doresc
tot timpul să mă viziteze. Dacă s-ar putea muta la mine, ar fi grozav, dar nu. Da. Vine și ea de două ori pe an și stă câteva zile. Deci, puterea asta care există în noi este fantastică. E adevărat, când ești tânăr, nu. Nu ai. Prea, da. Și nu ești, te fură viața. Și nu ești, nu, da, și nu, nu ești preocupat, nu te interesează. De... Pentru mine, undeva la 30 de ani, cred că atunci m-am copt. Și la momentul ăla am intrat în... Am făcut un curs, nu, mai mult, 35. Am făcut un curs de... Se numea metoda Silva, nu știu dacă ai auzit. Este un curs prin care ești inițiat să îți folosești energia gândului și să-ți canalizezi această putere pentru a-ți îndeplini targeturile sau ce dorești tu să faci în viață. Două zile durează, un weekend, m-am absorbit tot prin toți porii și când am ieșit de acolo aveam loc de parcare non-stop, aveam aia, adică a fost o revelație totală pentru că n-am făcut niciun efort, doar am conștientizat un pic și am fost atentă la acel curs, mă trezeam fără ceas deșteptător bun, acum n-am mai ținut, adică nu mă mai bazez neapărat pe... Și din acel moment tot ce mi-am propus, bine, nu imediat, muncind în timp, nu știu ce, absolut tot ce mi-am propus, mi s-a îndeplinit. Și apoi au venit și alte explicații, întâlnind tot felul de oameni mult mai inițiați, cum e, de exemplu, Maestru Dorin Zișan, că îl menționez din nou, și mulți alții, și am realizat că puterea este în noi. Și noi putem, practic, să facem absolut tot ce ne dorim, cu condiția să gândim cum trebuie, apar și oamenii potriviți cu care să faci acel lucru, universul se aliniază ca să se îndeplinească dorința. Eu cred că foarte important este să ai încredere în tine. În tine? Să ai încredere că totul este bine. Nimic nu va fi. Este totul. Dacă spui mereu asta, să faci această afirmație mereu, totul este bine. Totul este bine. Adică... Și să-ți propui mereu să faci ceva. Deci îți faci planuri. Nu stai și... E exact ca în bancul ăla, că s-a dus un amărât, tot să roagă pe Dumnezeu: Doamne, dă-mi și mie ceva să mănânc, dă-mi și mie un pește, dă-mi și mie... Dar du-te, domnule, la pescuit, da? Cam așa. Uh-huh. Nu poți să nu faci nimic și să ai pretenția că ți se dă. Trebuie să miști, să faci valuri în jurul tău, să-ți propui lucruri, să cunoști oameni, să întâlnești, să auzi, să, mă rog, să vorbești și așa mai departe. Și să ai acel gând și se va îndeplini. Uneori, chiar și când nu mai vrei, tot se îndeplinește. Cel puțin în cazul meu, m-am trezit cu situații de astea, trecuseră vreo 10 ani. Ia uite cum mi s-a îndeplinit și acel, dar nu mai vroiam de mult, de exemplu, respectiv. Da, știi? Da. Cred că ceva ce ne face foarte fericiți și, mă rog, s-au făcut studii în acest sens și cred că eu astăzi am lucrul acesta care mă face să mă simt foarte bine și ar trebui să-l facă multă lume, să se înconjoare de oameni buni, să-și facă prieteni. Noi, din cauza acestui nenorocit de telefon, care, Doamne iartă-mă, ne-a schimbat viețile atât de mult, pentru noi, de fapt, de asta nu mai avem timp. Mulți dintre noi, nu noi, vorbesc cu oamenii, în general, nu mai au timp pentru că intră în viețile altor oameni, în alte lumi. Da. În alte lumi, care sunt altceva decât ceea ce este realitatea de fapt. Adică cunosc persoane care... cu care stau de vorbă și când ies din ecranul ăla mă întreba: a? Ce? A? Cum? A? Unde? Ce? A? Așa. Au devenit tabulici, așa toți, adică știi că în, nu știu în ce țară, în Japonia, sunt angajați de la primărie oameni care să ajute oamenii să treacă strada, că stau cu telefonul și da, la de cuvântul meu, așa am ajuns. Să nu-i calce mașina, că stau cu ochii în telefon. Deci nu se poate. Asta este un lucru care pe mine mă spăimântă foarte tare vis-a-vis de generațiile care vin, pentru că fac foarte multe lucruri în viața mea, multe. Nu numai actorie, teatru, nu știu ce. Lucrez mult cu copii și observ de la an la an un regres fantastic în atenția lor. Din cauza faptului că se succed atât de multe imagini pe secundă într-un ecran pe care îl privesc de la vârste atât de fragede, încât ei nu mai au cum. Se întâmplă ceva în creier, cred că, care face să nu mai
poate să aibă aceleași... Atent, da. Da, aceeași atenție, aceeași memorie. Nu mai pot memora, nu mai pot... Știu, se întâmplă o grămadă de lucruri care mie nu mi se par deloc în regulă. Dar nu e treaba mea, nu mă interesează chiar să facă fiecare ce vrea. E foarte important pentru noi ca oameni să avem un grup de prieteni în jurul nostru și să trăim înconjurați de prieteni, de oameni buni, să-i cauți, să întreții niște relații de prietenie. Astăzi nu mai facem asta pentru că ne rămânem în telefonul ăla. Și toți prietenii sunt acolo sau nu sunt, că ei sunt niște prieteni virtuali. Nu sunt prietenii aceia care îți răspund la 4 dimineața, se scoală din pat și vin să te ducă la spital. Evident, evident. Da? Deci dacă am investi mai mult în niște relații de prietenie adevărate, frumoase, nu mulți, să știi că ai, hai să numărăm pe degete. Eu astăzi am 10 oameni, da? Care știu că se trezesc pentru mine la 4 dimineața, în orice situație s-ar afla, sau vin de departe să mă ajute. Ești foarte bogată. Sunt, dar le-am întreținut. Și foarte norocoasă. Dar le-am întreținut, pentru că e foarte greu să faci asta. Adică mă interesează ce fac ei, mă implic în acțiunile lor, sunt acolo dacă au nevoie de mine, îi sun, îi întreb, le fac surprize, nu știu, o grămadă de lucruri fac. Uh-huh. Adică petrec timp pentru a avea aceste relații și contează enorm, enorm. Mă gândeam să te rog să detaliezi un pic această activitate, aceste activități pe care le-ai tu cu copiii. Faci niște cursuri de... Copiii sunt pentru mine ceva cu care nu m-aș vedea niciodată să trăiesc fără. Adică n-aș putea să trăiesc fără interacțiunea cu copiii. Este tot legat de iubire. Pentru că la această vârstă nu există diplomație, da? Există doar ceea ce simt și ei spun și acționează în funcție de simțurile lor. Vagoane de iubire am primit în toți acești 23 de ani. Vagoane. Nu știu. S-ar umple sute mii de vagoane de iubire. Plec de acolo zburând după orele cu ei, în care, da, acum 3 zile m-am chinuit 45 de minute, nu să le captez atenția, că eu le captez atenția, să-i determin să memoreze ceva. M-am enervat și m-am ambiționat și nu m-am lăsat până n-am făcut asta, da? Printr-o anume metodă. Mergi, deci ești tot timpul la aceeași grădiniță? Da, aha, doar înțeles. Acolo sunt. Pentru că eu leg niște relații cu niște uh-huh, oameni. Uh-huh, uh-huh. Diana, care este directorul grădiniței, este unul dintre acești 10 oameni. Nu o să ne lăsăm una pe cealaltă niciodată. Uh-huh. Niciodată. Frumos. Foarte frumos. Și am crescut atâtea generații de copii, atâta mulțumire și atâta bucurie și atâta satisfacție am primit de la această bucată din viața mea, încât n-am să pot să renunț niciodată la asta. Iar cealaltă parte este ceva care s-a născut în pandemie, pentru că dintr-o dată m-am trezit fără familie, fără meserie. În pandemie s-au întâmplat lucrurile astea? Da, puțin înainte de pandemie. Când a început pandemia, n-am mai avut nimic. 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 Știi hopa mitică ăla care, da? Ai avut copilul, l-ai în continuare? Nu, bine, nu, că el era la casa lui, era deja plecat. El era, nu. A, înțeles. Nu. Și am rămas pe o canapea, Adina, și nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Nu am înțeles mult timp ce mi se întâmplă. Pentru că din viața mea, care era o nebunie totală, de când mă trezeam până când mă culcam, trebuia să mă clonez ca să pot să fac față sutelor de provocări, proiecte, drumuri, nebunie, deci așa, plus acasă totul, da, m-am trezit dintr-o dată că nu mai am nimic. Și din alte puncte de vedere, nu mai comentez, nu mai contează. Cert este că
această situație a fost ceva care a fost ca o moarte. A fost ca o moarte. A fost ca și cum eu am murit și m-am născut a doua oară. M-am născut a doua oară. Pentru că m-am agățat de niște oameni care m-au ajutat să mă ridic de acolo. Și faptul că m-am născut a doua oară, m-am gândit cum ar fi să trăiesc două vieți într-una singură. Și să trăiesc de astăzi altă viață, total, decât ce am trăit până acum. 100%, altă viață. M-am gândit să plec undeva, să renunț la tot aici. Atunci mă gândeam că nu știam ce să fac. Și să plec undeva cu ce am prin casă, niște haine, niște ceva. Da? Și să plec, nu știu, undeva, nu pe o insulă pustie, că nu pot să stau în pustiu, adică nu aș lua o rază. Dar undeva într-un loc, aproape de să fie cald tot anul. Și să iau viața de la zero. Să nu mai fiu Anca Țurcașiu, să nu mai fac nimic din ce am făcut până atunci și să am șansa să trăiesc două vieți total diferite într-una singură. Uh-huh. Ar fi tare, nu? Uh-huh. Dar până la asta, bineînțeles că nu s-a întâmplat. Așa, au intervenit niște oameni în viața mea care m-au ajutat și una dintre prietenele mele care este profesor de limba franceză și lucrează în învățământ și așa m-a ajutat să găsesc o soluție ca să pot să supraviețuiesc financiar, că noi ne fiind angajați nicăieri nu mai aveam nicio sursă de venit, adică a fost ceva groaznic. Am învățat vreo 3 luni de zile tot ce am găsit pe piață, am citit, știam, dar am vrut să-mi fac. Mi-am făcut un suport de curs, se numește, despre arta conversației și ținută în societate, pe care îl predau online adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. Și am avut până acum vreo 10 grupe de câte 9 copii, deci hai să zic 100 de copii care au trecut prin viața mea și eu prin viețile lor. A fost atât de frumos și este în continuare atât de emoționant pentru mine, pentru că se întâmplă la final ca mulți dintre copii să mă întrebe cum? Noi nu o să ne mai vedem? Cum adică s-a terminat? S-a terminat! Cum adică? Adică noi nu o să ne mai întâlnim? Cât durează un curs? 2 luni, 8 săptămâni. Și se întâmplă niște forme de atașament și niște lucruri între noi, pentru că eu adaug foarte multă poveste, foarte multe lucruri concrete la tot ceea ce vin să le transmit. Facem o grămadă de lucruri ca și exercițiu, pentru că nu vreau să transmit o informație care să fie scrisă într-un caiet. Nu asta mă interesează, pentru că acel caiet rămâne undeva într-o bibliotecă, nu-l mai deschizi niciodată. Da, te pun să scrii, vreau să scrii cu pixul pe hârtie, pentru că și asta este o formă de a memora. Dar exercițiul de fiecare zi, dacă tu conștientizezi că în fiecare zi înveți să zâmbești, în fiecare zi înveți să privești un om în ochi atunci când vorbești cu el, în fiecare zi înveți să faci un compliment și faci asta, faci din asta deja un mod de viață, ți se va schimba viața. Aceste 3 lucruri simple. Nu mai vorbesc de cele complicate, cum să... Eu am niște emoții foarte mari înainte să intru în scenă. Dar mari, Adina. Adică simt că mor. Fac aproape atac de panică. Înainte de o premieră, totuși te duci pe scenă. După atâția ani de scenă. Da.
înainte de o premieră undeva, nu eram bine pregătiți, că trebuia să mai repetăm și s-a anunțat data premierei, unul dintre colegi nu știa textul, era ceva grav, adică nu eram pregătiți și am avut niște emoții foarte mari și intrăm pe o ușă cumva și nu mai ieșim până la final, adică n-ai cum să mai... Da. Și eram în spatele ușii, așteptam să intru și am simțit că inima mea bătea atât de tare încât mi-a blocat orice fel de posibilitate ca eu să funcționez, să respir, să mă comport normal. Era, cred că, ceva, simțeam că mor, înțelegi? Și era așa, încercam așa să respir și mă gândeam, Doamne, te rog, acum te-ai găsit să mori, măcar mor după, adică ți-ai dorit să faci atât de mult meseria asta, intră, joacă, ieși și după aia poți să mori, dar nu acum. În sfârșit. Deci este ceva paralizant, este oribil. Și cu toate astea? Da, nu se vede și nu se simte. Nu se vede și o faci constant și o faci din pasiune. Și deci cum trește? Cum, aș vrea cum să pot să gestionez emoția. Asta, lucrez la asta, dar n-am găsit un profesor veșnicie, și eu am nevoie de un profesor care să mă învețe cum să gestionez. Acum la Te Cunosc de undeva, show-ul ăsta de televiziune, intrăm și cântăm o singură dată. Eu le spun copiilor mei la grădiniță, măi, ai 3 minute la dispoziție. Am avut un concert la Ateneu Român, era cu orchestra cu domnul Jinga, Daniel Jinga, prietenul meu, mare, mare. Ah, Doamne, ce momente frumoase am petrecut împreună pe scenă. Și eram la Ateneu Român, aveam de cântat 2 cântece, unul odată și unul altă dată. Și aveam atâtea emoții și, nu știu, m-am gândit așa, măi, am 3 minute la dispoziție, nu pot să opresc. Stop! Opriți, că pot să cânt mai bine a doua oară, că acum sunt gâtuită de emoție. Că atunci când ești gâtuit de emoție, ce să vorbești, că vorbești, da. Dar de cântat, chiar da, că nu mai poți da. Să cânti. Adică simți că ți se blochează tot. Și asta e gândul meu, că trebuie să dau tot în alea 3 minute și că aia e, să mă arunc în ele și să fac ce am învățat, că știu foarte bine ce am de făcut. Sunt foarte stăpână pe mine, repet de 1000 de ori, știu pe din afară, visez, da? De ce să mă blocheze o emoție? Nu prea pot să reușesc să gestionez. La musicalul Mamma Mia, da? Care zic eu că este una dintre cele mai mari producții care s-a făcut. Așa. Înainte să intru pe scenă la premieră, ca să nu mor, Adina... Deci jur ca să nu mor, eram cu Ecaterina Ladin, așteptam acolo să intrăm cu valizele alea. M-am gândit că este repetiție generală. Că ieri, cu o zi înainte, când a fost repetiție generală cu public, n-am avut nimic. De ce îmi induc eu acum că e premieră și o să mor acolo? De ce? Uite, vezi cum este creierul ăsta sau ce o fi creierul ăla din inimă, de care spui de tu, ce? Despre creierul care spui din tu. Inimă, da. Și eu cred că am probleme cu creierul ăla din inimă. La mine ăla nu funcționează bine. Da. Copilul meu, Radu, a terminat pedagogie și își dorește să facă un master în filozofie ca să devină profesor de filozofie. Și el a fost un elev teribil de rebel. Eu mi-am petrecut 8 ani de zile în liceul Lazar, mama lui Radu Georgescu, adică era când pe acoperiș, când pe nu știu pe unde. Adică a fost ceva așa. O marionetă, o mascotă, pentru că era ghiduș, era drăgălaș, era comic, nu era rău, nu a avut, adică avea tenta asta. Dar numai nenorocire, adică în sfârșit. Deci îl știa tot liceul. Și pe mine, nu pe mine ca Anca Țurcașiu, ca fiind mama lui Radu Georgescu, adică da. Vedeta în liceu și eu. Și ce crezi? Vine momentul în care copilul meu să facă practică. Ce crezi că și-a ales? Liceul Lazar. Și a revenit în cancelaria acestui liceu, Radu Georgescu, pe care îl știu toți profesorii, ca pe oaia neagră în ghilimele, îl știau, da? Să predea cu catalogul la sub braț. Mi s-a părut ceva fantastic. Și am avut o întâlnire cu Radu
vis-a-vis de această primă oră de a predat, că și asta este tot așa, nu? Cum captezi atenția unei clase? Cum îi faci pe acei copii să te asculte, să îți pună întrebări, să dezvolte un subiect, să devii tu plăcut, să-și dorească ora de filozofie? Că, să fim sinceri, la ora de filozofie cred că sunt sătui toți, nu mai vor dacă nu știi să găsești niște modalități prin care să îi atragi. Și am stat cu el de vorbă, l-am învățat 2-3 lucruri importante pe care le-a aplicat și mi-a spus că a trecut această oră precum ar fi trecut 5 minute, că n-a apucat să dezvolte decât, să zicem, 2 subiecte dintre cele 7 pe care și le-a pregătit. Pentru că totul a devenit atât de interactiv, a fost o atmosferă atât de plăcută și atât de frumoasă. De ce? Pentru că i-a cucerit în primele 5 minute. Îmi imaginez că e nevoie și de practică, dar așa ca idee, cum poți să captezi atenția unui public în 5 minute? Dacă mai mulți medici ale și public să vorbească și văd că sunt din ce în ce, dar și mai mulți și sunt oameni care au o anumită vârstă și mai greu să mai deprindă, să mai obișnuiască și așa, cred că ar fi un bine, un bun absolut pentru noi toți. Știi că există vorba aia că cine s-a seamănă să adună. Noi am făcut, eu de fapt, am construit o platformă de telemedicină și această platformă de telemedicină, practic, oferă tuturor celor utilizatorilor accesul direct la medic, lucru care este întrerupt pe toate părțile. Noi nu putem să vorbim direct cu un medic când avem o situație de urgență, nu avem unde să-l găsim, decât dacă este un prieten, un membru al familiei sau dacă avem o relație foarte apropiată cu medicul de familie să ne răspundă și dacă el lucrează în perioada orelor de lucru. Că dacă e un weekend, nu-l găsim. Și în această platformă, în 21 de secunde, poți să intri în legătură cu medicul de gardă, pentru că sunt 2 linii de gardă, se asigură permanența. Pe o linie de gardă sunt medici de medicină de urgență și pe cealaltă linie de gardă sunt medici de medicină de familie cu competențe în urgențele prespitalice, dar și cu experiență pentru pediatrie, că această categorie a mamelor cu copii încă mici reprezintă, cum să spun, zona cea mai sensibilă și aici e nevoia cea mai mare de a intra în legătură rapidă cu un medic. Suntem foarte îngrijorate, mai ales dacă suntem la primul copil, nu știm ce să facem, la fiecare februță și la fiecare bubiță noi trebuie să ne consultăm cu un medic. E normal, e firesc. Deci am zis că cine să seamănă să adună. Am creat un colectiv de 20 de medici, oameni care sunt empatici, comunică frumos, e o plăcere să auzi cum îți vorbește, știi? E important ca un medic să vorbească frumos. Pentru că ne dorim ca să ne facem cunoscuți, aș vrea foarte mult ca medicii, acești medici care sunt profesioniști absoluți, să poată să aibă și această dexteritate de a vorbi public. Pentru asta e nevoie de niște cursuri pentru ei și mi-ar plăcea dacă la un moment dat când decizi tu să le reiei, facem legătura, așa, ca ei să poată comunica ceea ce trebuie să comunice mai ușor public. Lumea să afle de noi, să afle, nu neapărat ca și modalitate de promovare, dar lumea să afle, pentru că noi la un moment dat vom deconta serviciile medicilor de la casă și în felul acesta, la interfața cu cetățeanul, serviciile noastre medicale vor fi gratis, pentru că e normal până la urmă să fie așa. Nu e cine știe ce mare operație pe creier ca să zici că e o consultație obișnuită pe care un medic ți-o dă. Este, suplinim oarecum activitatea unui medic de familie, cum să spun, acoperim orele în care un medic de familie nu este disponibil. Lucrul ăsta nu l-am inventat eu, Adina Alberts, este, în Europa deja funcționează, cel puțin în 3 state, funcționează în Italia, funcționează în Germania și în Finlanda. Uniunea Europeană s-a gândit la lucrul ăsta de mult timp, pentru că a alocat un număr scurt, 116, pentru situațiile medicale non-urgente, care, după cum am spus, funcționează în Italia, deci 116, 117, și vrem să le implementăm și noi, dar o vom face la momentul la care vom putea, dar revenind la cursurile de a vorbi în public, eu cred că o să ai un mare succes cu asta.
m-am raportat la această vârstă a copiilor. De ce? Pentru că mi s-a părut o vârstă la care ei asimilează, sunt interesați. Sunt interesați să asimileze. Sunt la vârsta în care se îndrăgostesc prima oară și vor să facă o impresie bună. Ce înseamnă să faci o impresie bună? Cum deschizi ușa și apari într-o încăpere, astfel încât să faci cea mai bună impresie? Cum te așezi? Cum vorbești? Cum râzi? Ce spui? Cât spui? De ce spui? Cum stai? Când te ridici? Ce asculți? Ce faci? Foarte multe lucruri care adunate, da, fac din tine persoana aceea cu care ți-ai dori să petreci timp. De ce alegem în viață să petrecem timp cu anumiți oameni? Pentru că sunt plăcuți, pentru că se fac plăcuți în societate, prin felul în care se comportă, prin felul în care vorbesc, prin felul în care arată, prin felul în care toate lucrurile astea atrag, nu? Te atrage un om care este ceea ce trebuie sau îl respingi, că nu-ți place de el, este clar. Ori ei prind această bază, care mie mi se pare foarte importantă. E o poveste foarte, foarte, foarte drăguță în cartea doamnei Aurelia Marinescu, care este cea mai mare profesor de la noi, de ținută în societate, de etichetă, de tot. Un mare avocat care, destul de tânăr fiind, a dat un examen ca să intre la o mare firmă de avocatură din Germania și testul final era o cină cu patronul acelui grup, cu soția dumnealui și el cu soția lui la un restaurant cu stele Michelin și l-au apucat toate panicile. Da. Și a sunat-o pe doamna Aurelia Marinescu și a spus: doamnă, sunt cu tare, vă rog, cât îmi cereți, nu știu, eu am nevoie de 2 săptămâni să ne întâlnim și să-mi povestiți cum mă așez, unde stau, nu? Cu ce furguză, toată lumea știe că o iei dinspre exterior, da, înspre asta, știe toată lumea că nu e mare scofoală sau ce faci cu șervetul, unde îl pui, cât îl ții, cum îl pui înapoi pe masă, toate lucrurile astea care sunt foarte importante și pe care noi nu avem cuiere, de exemplu, în restaurante. Unde intru cu asta, n-am unde să-mi pun, tot pe scaunul o pun. Că nu există cultura asta, să ai cuier în restaurant la noi. În marile restaurante am fost și n-am găsit cuier. Și ce fac? Stau cu haina pe spătar? Sau plec cu mâncare acasă, restul în caserol? Așa ceva nu există nicăieri pe planeta asta. Îmi vă pun la pachet? Nu! Nu! Și multe altele, mă rog. Deci, și omul săracul, bogatul, că să nu-i spunem săracul, așa, a învățat toate lucrurile astea. Când să râdă, când să vorbească, ce să o întrebe, cum să converseze cu doamna, despre ce, când, ce să asculte, ce să facă cu toaleta, când să se ducă, să se ridice de fiecare dată, să nu. Multe lucruri pe care nu le mai face nimeni astăzi, din păcate. Adică dacă eu întâlnesc acum un bărbat care coboară și îmi deschide ușa la mașină, mă gândesc, doamne, n-am mai văzut așa ceva. M-am dus la masă cu un bărbat odată și când m-am ridicat la toaletă, s-a ridicat în picioare. Și am crezut că pleacă, adică nu mi-a venit să cred așa ceva, că e posibil în România astăzi. Și când m-am întors de la toaletă, ea s-a ridicat în picioare, adică, doamne, mă gândeam. Apropo, am întâlnit și eu, am fost la un domn avocat profesor cu o vârstă frumoasă și când am plecat, zice: vă conduc, doamna doctor. Eu am zis că pe drum, adică am coborât liftul și m-a zis până la mașină și am zis că pe drum vreau să mai îmi șoptească ceva, ce nu va nimic. M-a zis până la mașină, m-a zis în mașină. Da. Bun, am zis ok, o fi uitat între timp să-mi spună. A doua oră mă duc chiar la mine, vă conduc, doamna doctor. Până când am înțeles că de fapt este o manieră extrem de elegantă de a conduce pe cineva la... Da, a fost pentru prima și singura și ultima dată când am întâlnit o politețe de genul ăsta. Da. Mi s-a părut fantastic. Te gândești la ce-mi trebuie dacă nu mai face nimeni. Ba da, îți trebuie. Pentru că devii acela
pe care îl dorește oricine în preajma ta. Da. Este pentru tine. Anca, îți mulțumesc din suflet. Se pare că ne face plăcere să vorbim. Da, Am vorbit cu o grămadă, mai mult decât... Mai mult decât oricând, în orice podcast, e cel mai lung pe care l-am făcut. Și cred că mare parte din această discuție o să o vadă și urmăritorii noștri. Eu îți doresc mult succes. Aștept cu drag să ne vedem din nou. Și eu. Și am să spun da de pe acum la orice invitație pe care mi-o vei face tu. Cu mare drag, cu mare bucurie. Avem multe lucruri în comun. Mă bucur să le descoperim împreună. Și multă, multă, multă liniște sufletească. O să vină și o să vină mult mai mult de atât. O să vezi. Sunt sigură. Îți mulțumesc, Adina. M-am simțit minunat. Felicitări pentru tot ce faci și pentru ce ești. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă uit la tine și parcă ești Jennifer Lopez. Ce bune. În amestec cu Angelina Jolie. Deci am vrut să zic asta de la bun început. Mulțumesc, multă lume îmi spune. Deci, dar n-am făcut nimic pentru un asta. Un amestec absolut foarte reușit. Așa, mulțumesc, Adina. Așa. Așa. Și cum nici n-am ochelarii să mă foarte bine să văd că e mai bine. Și nu am zis, măi, deci vorbesc cu așa. Jennifer Lopez, mai ales că nu mă urmăresc de foarte mult așa. Timp. Și știu și cum arată acum în ultima perioadă.